Deci la asta se rezumă tot. La dragostea pentru Iisus. Așa știi că ești oaia lui Hristos. Așa știi că ai parte de adevăratul har. Așa știi că ești un ales al lui Dumnezeu. Îl iubești pe Hristos. Iar dacă îl iubești, vei asculta de el. Și asta e partea pe care majoritatea se prefacă nu o înțeleg sau o trec cu vedere. Sunt mulți care zic că îl iubesc pe Iisus. Dar trec cu vederea partea asta cu ascultare. Cuvântul creștin se traduce urmaș al lui Hristos. Asta înseamnă un om care urmează învățăturile lui Hristos. Creștin, urmaș al lui Hristos. De acolo vine. Nu doar aude învățăturile lui, le practică. Asta înseamnă ucenic. Asta înseamnă ucenic. Dar majoritatea celor care se numesc creștini azi, nici măcar nu citesc cuvântul lui. Ce să practice? Practică imaginațiile lor și numesc aia creștinism. Cred că a fi creștin înseamnă să aprinzi o lumânare sau să mergi la nu știu ce mănăstire sau să te închini la moaște. Și ăsta e cel mai scârbos lucru înaintea lui Dumnezeu, e satanism. Satana își bate joc de ei. Dar ei numesc asta creștinism. Astea sunt poruncile lui Iisus? Unde ți-a zis Domnul Iisus în Biblie să mergi să te închini la moaște? Sau să aprinzi lumânări pentru morți și vii? Sau să mergi la mănăstiri, pe nu știu ce munte? Unde a zis Domnul Iisus așa ceva? Astea sunt poruncile lui? Nici de cum. Nici de cum. Astea sunt imaginațiile oamenilor. Și vai de cei care îndrăznesc să spună că astea sunt poruncile lui. Vai de cei care îi pun Domnul Iisus în gură cuvinte pe care nu le-a zis. Sau care pun pe spatele oamenilor poveri pe care el nu le-a pus. Vai de ei. Nu aș vrea să fiu în pielea lor în ziua judecății. Poruncile lui Iisus le găsești în Biblie. Nu în imaginațiile și tradițiile stupide ale oamenilor. Leagă-ți prosopul, pune-ți batista. Poruncile Domnului Iisus le găsești în Biblie. Iar dacă nu le practici, dacă nu asculți de ce a zis Iisus, nu de imaginațiile tale, de ce a zis Iisus, dacă nici măcar nu te interesează ce a zis, nici măcar nu vrei să deschizi Biblia, dar spui că tu îl iubești pe Iisus, te minți singur. Și în joc sufletul tău veșnic. Orice religie ai avea, din orice denominație sau cult ai face parte, la orice biserică ai merge, dacă nu păzești poruncile lui, ești doar un spectator. Nu te poți numi ucenic al lui Hristos. Și implicit nu te poți numi creștin. Că asta înseamnă creștin, ucenic al lui Hristos. Pe tine singur te amăgești. Tu nu-L iubești pe Iisus. Ești doar un viclean care are interesele lui ascunse. La fel ca Iuda. Și nu trebuie neapărat să fie interese financiare, va avea Iuda. Poate doar te temi de iad. Și zici că, na, trebuie să merg la o biserică, trebuie să fac și eu ceva. Asta nu înseamnă să-L iubești pe Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spunea Domnul Iisus. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, stăpâne, stăpâne, și nu faceți ce spun eu, spunea Domnul Iisus. E o contradicție. De ce îmi zici, stăpâne, stăpâne, dar nu ascunzi de mine? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ce vă poruncesc eu. Asta e dovada că sunteți prietenii mei. Cât de clar mai poate fi? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care nu poate să mintă, a spus că dacă îl iubești, vei păzi poruncile lui. Nu imaginațiile tale sau ale altor. Poruncile lui. Pe care le găsești în Biblie. Nu le găsești în altă parte. Luca 9:23 spune Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta înseamnă creștin. Un om care îl urmează pe Hristos. Nu-și urmează interesele lui.
Nu poți să spui că ești ucenic al lui Iisus dacă nu-L urmezi, dacă nu păzești poruncile Lui. E o contradicție. Ești un mincinos. Și nu eu spun asta. Așa te numește Biblia. Asta spune Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 3. Și prin aceasta știm că-L cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice, îl cunosc, cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Da? Pentru că păzim cuvântul Lui. Și continuă, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. 1 Ioan 5:3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Asta e adevărata dragoste pentru Dumnezeu. Oricine zice că îl cunoaște, dar nu păzește poruncile Lui. Oricine zice că îl iubește pe Iisus, dar nu păzește poruncile Lui. Este un mincinos. Și vă aduc din nou aminte ce i-a zis Iisus lui Petru. Mă iubești? Paște oile mele. Fă lucrarea mea. Lucrează pentru avansarea împărăției mele. Ai grijă de frații mei. Dacă îl iubești cu adevărat, îți vei iubi și frații și te vei preocupa de lucrurile Lui. Și nu trebuie să fii pastor sau învățător să faci asta. Foarte puțini sunt chemați să fie pastori și învățători. Cei mai mulți nu au chemarea asta. Dar orice creștin care îl iubește pe Hristos trebuie să fie preocupat de lucrarea Lui. Fiecare după darurile și circunstanțele Lui. Fiecare îi să dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7. Suntem un trup. Toți sunt importanți. Fiecare are darurile Lui. Și toți contribuie la creșterea trupului. Asta spune Pavel în 1 Corinteni 12 și în Efeseni 4. Toți lucrează spre creșterea trupului. Dacă nu-L iubești pe Iisus, nu vei asculta de El. E evident. Nu vei păzi poruncile Lui, nu-I vei iubi pe frații tăi și nu te vei preocupa de împărăția Lui. Și chiar dacă tu vrei să te numești creștin, Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Domnul știe dinainte cine e Iuda și cine e Petru. Nu ai cum să-L păcălești. Oricât de frumos ei cânta, oricât de tare ai striga, oricât de mult ai scrie Te iubesc, Doamne, pe Facebook. Dacă nu asculți de El, nu-L iubești. Doar te amăgești singur, nu ești creștin. 1 Samuel 15:22. Întreba Samuel retoric. Da? Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Păzirea cuvântului cui? Păzirea cuvântului său. Nu imaginați-le oamenilor. Adevărata dragoste pentru Hristos duce la ascultare. La o ascultare cu bucurie, de bună voie, din toată inima. Cu recunoștință pentru harul de care ți-a făcut parte. Bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință și ascultare. Harul Lui te îndatorează să-I slujești. Dar nu ai cum să spui că-L iubești când pe tine nici măcar nu te interesează cuvântul Lui. Ce să mai vorbim de păzirea cuvântului? Majoritatea nici nu vor să-L citească măcar. Îl iubesc pe Iisusul din imaginația lor, inventat de ei. Nu pe adevăratul Iisus, ci revelat în Scripturi. Și chiar dacă citești Scripturile și îl cunoști pe adevăratul Iisus, dar nu îl iubești, te autoamăgești. Nu e nicio diferență între credința ta și a lui Iuda. Și Iuda îl cunoștea pe Iisus, mai bine ca noi. Am umblat cu el 3 ani jumate. Și te poți întrista, poți fi chinuit de vina păcatului tău, chiar până la sinucidere, ca și el. Dar tot nu vei fi mântuit. Întristarea pentru păcat nu e suficientă. Foarte mulți oameni se întristează pentru păcat. Totul se rezumă la care e atitudinea ta față de Iisus. Ori îl iubești, ori nu îl iubești. Nu e cale de mijloc. Și doar cei care îl iubesc vor fi cu el o veșnicie.
El va veni să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă, Evrei 9:28. Adică celor ce-l iubesc. Și la final, vă aduc aminte și ce spune Pavel în încheierea epistolei către Corinteni. Fiți atenți până unde merge Pavel. Cât de departe merge. Dacă aș spune eu asta azi, chiar și frații mei creștini ar fi în stare să mă ia la bătaie. Ar spune că asta nu e dragoste, eu urăsc oamenii. M-ar acuza că judec, că sunt rău, că nu așa vorbește un creștin. Totuși, fiți atenți până unde merge Pavel. 1 Corinteni 16:22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatemă. Sau să fie anatemă. Să fie blestemat. Despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Putea Pavel să fie mai clar și mai radical de atât? Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatemă. Cine nu iubește pe Iisus, să fie blestemat. Iar în Efeseni 6:24, același Pavel, parcă în contrast cu ce a zis aici, spune harul, favoarea, îndurarea lui Dumnezeu să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. La asta se rezumă totul. La dragostea pentru Iisus. Oricât de imperfect ar fi un creștin adevărat, dacă Domnul l-ar privi în ochi și l-ar întreba, mă iubești? Orice creștin adevărat va putea răspunde cu un cuget curat, la fel ca Petru. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Știi că Te iubesc. Asta e esența creștinismului din Scripturi. Nu din imaginațiile omului. Nu există cale de mijloc. Ori îl iubești pe Iisus, ori nu îl iubești. Calea de mijloc e fățărnicia și autoamăgirea. Pe tine te păcălești, nu pe Dumnezeu. 2 Timotei 2,19. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.